Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți și în această seară subiectul zilei. Peste câteva zile intră în vigoare noul cod rutier și mulți dintre șoferii de pe șoselele Prahovei și ale întregii Românii sunt oarecum speriați, deoarece prin presa centrală s-au vehiculat niște variante de amenzi absolut înfiorătoare. Pentru a ne lămuri ce prevede acest nou cod rutier care intră în vigoare pe 16 februarie, alături de mine se află domnul Laurențiu Drăghici, inspector principal în cadrul serviciului rutier Prahova. Bună seara, domnul inspector, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul inspector, am selectat mai multe articole apărute în presa centrală referitoare la prevederile noului cod rutier care intră în vigoare pe 16 februarie, adică peste câteva zile. De exemplu, în presa centrală a fost prezentat o sancțiune, amenda maximă prevăzută de noul cod rutier, 9.600 de lei, mai pe înțelesul tuturor 96 de milioane de lei vechi. Mi-e greu să calculez acum câte salarii minime ar însemna această cifră. Ei bine, această amendă de 9.600 de lei va fi aplicată șoferilor care nu opresc la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când semnalele acustice și vizuale sunt pornite. Și spune mai departe că tot cu aceeași amendă, în sumă de 9.600 de lei, vor fi sancționați și șoferii care sunt implicați în accidente rutiere și au o alcoolemie mai mare de 0,25 la mie în aerul expirat. Da, pentru început aș vrea să fac o precizare și anume, amenzile la regimul circulației nu au crescut. Practic, în ordonanța 195 din 2002, care privește circulația pe drumurile publice, este prevăzut că un punct amendă este 10% din salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie, după cum știm, este stabilit printr-o hotărâre de guvern. În 2014 a fost emis o hotărâre de guvern prin care a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2015 salariul minim pe economie va fi de 975 de lei. În urmare, un punct amendă este 97,5 lei. Atunci și amenzile, cuantumul amenzilor pe care dumneavoastră l-ați citit, nu este cel corect. Nu este cel corect. Deci dar să nu spuneți că sunt mai mari. Nu sunt mai mari, sunt mai mici decât cele vehiculate în media, în presa centrală și în presa locală. Ați văzut și dumneavoastră astfel de articole, a fost o întreagă campanie de presă, pot spune. Și mulți dintre români sunt oarecum alarmați. Nu zic că evident că ar trebui sancționat drastic un șofer care nu oprește la trecerea de la nivel cu calea ferată atunci când sunt pornite semnalele acustice și cele vizuale, pentru că e de ajuns să ne uităm la știri și înțelegem exact despre ce este vorba. Vedem multe accidente, unul pe săptămână cel puțin, cu victime, accidente teribile, groaznice. Sigur că trebuie sancționați oameni. Dacă nu înțeleg de bună voie sau, mă rog, nu înțeleg riscurile la care se expun, măcar să zic că, domne, mă opresc pentru că plătesc o amendă mare. Da, totuși, 9.600 de lei o amendă în România mi se pare foarte, foarte mult. Nu este foarte mare, nu este corect. Aș vrea să liniștim participanții la trafic, în speță conducătorii auto. Practic, o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor pe care dumneavoastră l-ați enumerat se sancționează cu o amendă de 9 puncte. 9 puncte amendă, înmulțit cu 97,5, dați seama că nu dă acel quantum pe care l-ați citit dumneavoastră. Am înțeles. Bun, vă dau un alt exemplu. Șoferii care trec pe roșu, la semafor, sunt sancționați cu 4.000 de lei. 4.000 de lei înseamnă 40 de milioane de lei. 40 de milioane de lei vechi. Conducătorii auto care nu respectă semnificația culoare roșu a semaforului electric sunt sancționați cu 2 puncte amendă. 2 puncte amendă, mulțit cu 97,5, vă dați seama că nu este... E mult sub ceea ce este prezentat. Exact. E, haideți că acum începem deja să discutăm pe alt ton. Acum o să vă prezint o altă amendă pentru un lucru care îl vedem, din păcate, de la șoferi de autobuz și troleibuz în Ploiești până la șoferul oricărei mașini, fie ea scumpă sau ieftină, de fițe sau nu, vorbitul la telefon în timpul șofatului. În presa centrală a fost prezentată sancțiunea pentru acest lucru, pentru vorbitul la telefon, 1.600 de lei. Adică 16 milioane, 16 de, lei milioane de lei. Nu, nici acest cuantum nu este corect. Sancțiunea este de 195 de lei, jumătate de minim, 97,5. Nu știu aici dacă o să mă bucur sau nu, mai ales când văd șoferi al unor mijloace de transport în comun care, știu eu, transportă zeci de oameni, dar care vorbesc absolut liniștiți la telefon. Poate că ar fi meritat o asemenea sancțiune pentru că nu este tocmai în regulă. Presa centrală susține, de exemplu, că șoferii care nu își vor plăti amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Și este prezentată și o modalitate, se spune că dacă în 30 de zile nu plătesc
nu își plătesc amenziile, li se aduce la cunoștință faptul că riscă să rămână fără permis, au 15 zile în continuare să plătească, 5 zile de la expirarea termenului de plată și de la primirea comunicării și dacă nici așa, atunci li se suspendă permisul de conducere. Nu, nici această știre nu este adevărată, nu este corectă. Executarea sancțiunilor contravenționale intră în sarcina organului fiscal, nu a poliției rutiere și practic nu se ajunge la suspendarea exercițiului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Sunt clar stabilite cazurile pentru care se dispune suspendarea exercitării, dar neplata amenzii în niciun caz nu atrage suspendarea exercitării dreptul de a conduce pe timp limitat. Ei, și aici poate că ar fi fost bine, pentru că sunt mulți dintre șoferi care lasă amenziile la păstrat acolo, probabil că își umplu sertarele cu procesele verbale, pentru că nu e așa, în România orice se poate contesta și nu e nici o problemă. Mergem mai departe. Până acum m-ați liniștit și deja tonul meu este mult mai relaxat. Depășirea limitei de viteză cu 51 până la 60 de kilometri se sancționează cu amenzii între 720 și 1600 de lei, adică între 7.200.000 și 16 milioane de lei vechi. O sancțiune pentru depășirea regimului legal de viteză cu 50 de kilometri pe oră se sancționează cu 9 puncte amendă, 9 puncte amendă mulți cu 97,5, iarăși nu sunt corect cuantumurile respective. Și se ridică și permisul pentru 90 de zile. Dispune, da, se reține permisul și se dispune suspendarea exercitării dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Se poate da totuși un examen ca să-l iau mai devreme? Sigur că da, se poate da un test, se numește 13 din 15, dacă promovează și dacă îndeplinește și celelalte condiții prevăzute de lege, perioada de suspendare se reduce de la 90 la 30 de zile. Am înțeles. Vedeți, a prezentat și presa centrală, totuși a prezentat un mic adevăr. Atenție la vitezomani că pot rămâne fără permis pentru 90 de zile. Această prevedere, de fapt, era și în vechiul cod rutier, cel care este în practică acum. Bun. M-ați liniștit în multe dintre aceste lucruri și probabil că și mulți dintre telespectatorii noștri sunt liniștiți și iată vă mai citesc ce mai scrie în presa centrală. Noul cod rutier sancționează și conducerea pe contrasens pe autostradă, depășirea unui autoturist cu mai mult de 60 de km pe ora vitezei maxime, etc. și spune până la 50 de puncte plus suspendarea permisului pentru 180 de zile. Contrasens pe autostradă și conducerea unei mașini neînmatriculate. Nu, nici această știre nu este corectă. Conducerea pe contrasens se sancționează cu o sancțiune cuprinsă, cu o sancțiune de 4 puncte. Indiferent dacă amendă, este drum județean, indiferent, drum comunal, indiferent de categoria drumului, da, cum este clasificat, autostradă, drum național, drum județean sau drum comunal, se suspendă exercitarea dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 60 de zile. În acest 60, caz. Nu 180. Nu 180 de zile înseamnă 6 luni. Da. Reprezintă ceva. Cea mai mare perioadă pentru care se suspendă exercitarea dreptul de a conduce autovehicule pentru drumurile publice este cea de 90 de zile. Nici conducerea unei mașini neînmatriculate nu se sancționează cu... Conducerea unui autovehicul nematriculat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. Deci nu este contravenție, este infracțiune. Am înțeles. Deci nu are nicio legătură cu suspendarea permisului. Bun, m-ați lămurit și în ceea ce nu are legătură cu suspendarea, pentru că după ce se finalizează cauza penală, sigur, perioada de suspendare în situația în care procurorul va dispune renunțare la clasare sau renunțare la urmărire penală, sau instanța va dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, atunci, potrivit articolului 103 din legislația rutieră, se va dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe perioadă de 90 de zile. Domnule inspector, nimic din ce v-am spus eu nu se adeverește. Și atunci nu pot să vă întreb decât un lucru. Domnule, atunci de ce este noul cod rutier? Care e diferența față de vechiul, cel care astăzi este în vigoare? Practic, prin hotărârea Guvernului 11 din 2015, care a intrat în vigoare la 15 ianuarie, s-au introdus câteva obligații în sarcina conducătorilor auto și anume, conducătorii auto sunt obligați să se asigure că persoanele minore poartă centurile de siguranță și sunt transportați în sisteme de siguranță de fixare în scaun pentru copii omologate. Și a doua obligație, care de fapt reprezintă și contravenție, ambele reprezintă contravenții, este următoarea. Conducătorilor auto le este interzis să transporte copiii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță pentru copii. Cu două excepții. Pot transporta copiii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule destinate transportului public de persoane și în autovehicule taxi.
Haideți să le luăm pe rând ca să le discutăm, să înțeleagă toți telespectatorii noștri, inclusiv eu, de ce să nu recunosc, toate aceste modificări. Spuneți prima dată, domne, minorii trebuie să poarte centuri de siguranță. Dar și până acum, minorii, majorii, nu conta, trebuia să poarte centuri de siguranță. Până acum, atât conducătorul auto, cât și pasagerii din, care ocupau celelalte locuri și autovehicul era echipat cu centuri, trebuia să poarte centurile de siguranță. Bun, deci aici nu se schimbă. Minor, major, nu este nicio schimbare. Haideți să ajungem la vestitul scaun pentru transportul copiilor. Este o limită de vârstă, 3 ani? Sigur că da, este o limită de vârstă. Minorul până cu vârsta de până la 3 ani, obligatoriu trebuie să fie transportat în autovehicule echipate cu aceste sisteme de siguranță, de fixare în scaune pentru copii omologate. Omologate, iarăși e un cuvânt foarte important, pentru că auzind de această schimbare, m-am gândit, bun, trebuie să cumpăr un asemenea scaun. Dumneavoastră îmi spuneți neapărat omologat. Din cunoștințele dumneavoastră, sunt toate scaunele auto care se găsesc în comerț, sunt omologate, trebuie să-mi dea o hârtie la mână. Mă oprește un coleg de-al dumneavoastră și îmi spune, domne, dar scaunul ăsta e omologat sau nu? Cum îl... trebuie să-l conving, trebuie să-i arăt un act? Orice societate comercială care comercializează aceste dispozitive trebuie să vă elibereze un certificat de garanție, un certificat care, de conformitate, un document din care să rezulte că acel dispozitiv pe care el l-a vândut respective persoane este omologat și corespunde legislației în vigoare. Deci trebuie să fiu foarte atent în momentul în care achiziționez un astfel de scaun, trebuie să-l întreb neapărat pe cel care îl comercializează, domne, îmi dai și o hârtie din care să reiasă că este omologat, dacă nu, e ca și cum n-ar avea scaun și atunci sunt... pasibil de pedeapsă, nu? Da, în mod evident, nu cred că vom înregistra astfel de situații. Eu sunt convins că cei care comercializează astfel de dispozitive vor elibera cumpărătorilor documentele care să ateste faptul că acestea sunt potrivit legislației în vigoare. Am înțeles. Bun, mergem mai departe. Asta este valabil cu scaunul auto, este valabil pentru copii până la 3 ani. După împlinirea vârstei de 3 ani, nu mai este obligatoriu scaunul auto, dar în schimb devine absolut obligatorie centura și vorbim de bancheta din spatele mașinii. În mod evident, copiii în vârstă de până la copii care au o vârstă mai mare de 3 ani pot fi transportați pe orice alt loc, mai puțin locul din față, deci pe bancheta din spate, dacă poartă este asigurat cu centura de siguranță. Și aici aș avea câteva precizări de făcut. Aceste centuri trebuie și ele adaptate cu un dispozitiv, astfel încât diagonala centurii să nu treacă peste gâtul sau peste fața copilului, pentru că în situația producerii coliziuni, consecințele vor fi foarte grave. Da, face mai rău. Vârsta la care minorii pot merge pe scaunul din față rămâne 12 ani? Rămâne 12 ani. 12 ani, acolo nu s-a schimbat nimic. Nu. Bun, trecem mai departe. Spuneți dumneavoastră, domne, dacă nu sunt astfel de centuri de siguranță adaptate pentru bancheta din spate, atunci nu se pot transporta copiii pe bancheta din spate, nu? Da. Asta înseamnă că, știu eu, sunt încă în trafic, nu vedem, mașini modele mai vechi, fabricate, nu știu, știu eu, 1980, habar n-am, mașini fabricate înainte de 1990, chiar în România, vestitele Dacia 1300, care, din câte știu eu, nu au centuri pentru bancheta din spate. Nu aș vrea să vă contrazic, dar din câte cunosc eu, sunt prevăzute, sunt autovehicule care sunt dotate și pe bancheta din spate cu centurile de siguranță. Eu am avut și eu, ca tot românul, părinții mei au avut o Dacia 1300, care... fabricată în 1989, achiziționată în 1988, care nu avea centuri pentru bancheta din spate. Bun, în această situație va trebui să apelăm puțin și la conștiința conducătorului auto de a nu transporta copilul în vârstă de până la 3 ani pe bancheta din spate fără să fie fixat în acel dispozitiv, ancorat și fixat bine. Sau copil în vârstă, sau copil mai mare de 3 ani dacă nu este fixat în centura de siguranță. Trebuie să ne luăm măsuri astfel încât să asigurăm copiilor, minorilor, că de fapt despre acest lucru vorbim aici. Practic, legiuitorul român a transpus în legislația națională o directivă a Uniunii Europene privind obligativitatea portului centurii de siguranță și a dispozitivelor pentru persoanele minore. Aici cred că este de fapt esența. E o chestie mai mult de responsabilitate decât de teamă de amendă. E teama că copilului meu s-ar putea întâmpla ceva rău. Ar trebui să acționeze mult mai pregnant. În mod evident, acesta trebuie să primeze. Decât teama că primesc o amendă. Bineînțeles. Bun, minorii pe bancheta din spate, obligatoriu, până la 3 ani în scaun auto, peste 3 ani, centurile de siguranță.
Dar persoanele majore care au depășit 18 ani... Persoanele majore sunt obligate să poarte centură de siguranță pentru adulți, în mod evident. Deci ce, tot ce este pe bancheta din spate, dacă este până în 3 ani scaun auto, ce este peste 3 ani, obligatoriu centură de siguranță. O mențiune, dacă îmi dați voie, aș vrea să vă spun că acest dispozitiv poate fi fixat și pe bancheta din dreapta față, adică lângă conducătorul auto, dar orientat pe direcția opusă. Copilul să stea cu spatele la... Exact, cu spatele la parbriz și da, cu fața către spătarul scaunului, după ce în prealabil am dezactivat airbag-ul din partea din dreapta față. Deci permite legiuitorul și această posibilitate. Există vreo regulă și pentru amplasarea scaunului pe bancheta din spate? Să fie cu fața într-o parte? Nu, pe bancheta din spate poate fi orientat cu fața către direcția de deplasare. Am înțeles. Numai pentru bancheta din față este reglementată această situație. Domnule inspector, nu e cazul meu, dar vă fac așa un scenariu. Cu copilul, pe bancheta din spate, fără centură, mă oprește un coleg de-al dumneavoastră și zice: domne, n-am ce să vă fac, vă ard, vă fac un proces verbal, copilul minor pe bancheta din spate nu poartă centură de siguranță. Și îi spun: domnule polițist, vă rog să-i dați lui amendă, m-am rugat de el până acum, nu vrea să-și pună centura. Vă rog să-i dați amendă, eu n-am nicio vină, eu doar conduc această mașină, eu aveam centură, am condus regulamentar, nu vorbeam la telefon, aveam centură, aveam luminile de întâlnire, n-aveți ce să-mi reproșați mie. Vă dau datele copilului și vă rog să-l amendați și probabil când va împlini 18 ani sau când se va angaja vreodată, va plăti amenda către... Dar nu se poate proceda așa cum ați spus dumneavoastră într-un scenariu, cum l-ați denumit. Obligația îi incumbă conducătorului auto, adică părintelui, să fie foarte atent, adică să protejeze minorul, să protejeze copilul, să discute cu el, să-l educe în așa fel încât să fie de acord să stea în acel dispozitiv sau... Deci eu răspund ani, și pentru copilul. În mod de evident, pe răspunderea contravențională aparține conducătorului auto, indiferent că este tatăl sau că este părintele acelui copil sau o terță persoană. Dar dacă vorbim de o persoană majoră, un cetățean român major așezat pe bancheta din spate, care: domne, nu vreau să-mi pun centura, domne, mă incomodează, m-a cam durut stomacul de dimineață și nu prea îmi vine mie să pun centura. Dacă vorbim... Cine plătește amenda? Șoferul sau... Sancțiunea este aplicată pasagerului adult, bineînțeles, care răspunde contravențional pentru fapta comisă. Am înțeles. Deci aici șoferul scapă. Evident. Am înțeles. Bun. Eu cred că lucrurile sunt clare. Noul cod rutier nu este chiar așa de speriat. Amenziile s-au majorat pentru că s-a majorat salariul minim pe economie în România. Asta se întâmplă de fiecare dată când se majorează acest salariu minim. Nu e nimic de speriat. Nu știu cum să zic, din fericire, din păcate, nu știu cum să zic, n-a crescut chiar atât de mult salariul minim încât amenziile să devină chiar de speriat față de ce a fost până acum. După cum observați, sancțiunile prevăzute în legislația rutieră sunt corelate cu salariul minim pe economie, adică cu veniturile oamenilor. Da. Deci în funcție de dacă cresc veniturile, automat cresc și sancțiunile. Am înțeles. Bun. Nu ne speriem, oameni buni. Încă mai putem să plătim amenzi rutiere în România. Bineînțeles, nu dorim nimănui acest lucru. Domnule inspector, ne-a mai rămas un pic de timp liber. Eu cred că am fost foarte clari și în ceea ce privește amenziile și în ce ne-ați explicat dumneavoastră referitor la scaunul auto, obligativitatea lui, până la ce vârstă și ce se întâmplă pe bancheta din spatea mașinii, cine poartă centură. De fapt, toată lumea poartă centură, în afară de cei de copii care n-au împlinit încă 3 ani, care obligatoriu trebuie să stea într-un scaun auto. Eu mi-am propus așa, la un moment dat, și cred că mulți dintre telespectatorii noștri sunt de acord cu mine, mi-am propus de câte ori am ocazia să vorbesc cu un domn polițist de la rutieră, să abordez măcar pentru câteva minute o problemă care ne doare pe toți. E vorba de DN1. Nebunia de pe DN1, drumul morții, poreclit în presa centrală, în presa locală, drumul morții. Am văzut ce s-a întâmplat de sărbători. Știți, au apărut bancuri. Domne, am coborât de la Brașov la Ploiești sau la București cu schiurile și am venit mult mai repede. În 2 ore am fost la București. Nebunie și aglomerație, de aici o stare de nervozitate evident a conducătorilor auto, a șoferilor și de aici posibile accidente când scapă la câmpie pe 2 benzi. Mulți vor să recupereze timpul pierdut și nebunie. Vreau să vă întreb, acum au trecut sărbătorile, s-au mai reglat lucrurile pe DN1 în weekend, la sfârșit de săptămână? Se circulă mai omenește, mai sunt accidente? Deci în continuare pe DN1
care este un drum, cum a spus și noastră, foarte tranzitat. În perioada județului Prahova sunt 100 de kilometri din acest drum național. Circulația se desfășoară, într-adevăr, puțin mai greu în zona stațiunilor montane. Și aici vorbesc de Comarnic, Sinaia, Buștenia, Zuga. Practic, sectorul de drum care se desfășoară pe o singură bandă pe sens. Deci dacă circulația rutieră de la limită cu județul Ilfov până la intrare în localitatea Comarnic se desfășoară pe două benzi pe sens, unde avem o fluență corespunzătoare, de la Comarnic până la limită cu județul Brașov, într-adevăr, circulația este puțin mai îngreunată. S-au înregistrat accidente din astea mai grave, nu știu eu, tamponări ușoare, după sărbători? Da, după sărbători, pe drumul național numărul 1, din nefericire, am înregistrat un număr de 6 accidente grave, soldate cu 2 morți și 2 persoane decedate și 4 răniți grav. Știu că dumneavoastră și colegii dumneavoastră, evident, aveți așa niște statistici și aș vrea să vă întreb dacă stăm mai bine sau mai rău față de aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere al numărul de accidente, se menține cu aceeași perioadă a anului 2014. Dacă ne raportăm la ianuarie 2015 cu ianuarie 2014, un număr de 6 accidente, așa cum v-am spus, am crescut cu 2 persoane decedate și cu 2 persoane rănite grav, din nefericire. Din nefericire. Nu știu, au încercat și guvernanții, ministrii ai transporturilor să găsească soluții, ministrii ai internelor au încercat, au fost și propuneri, vă aduceți și dumneavoastră aminte și probabil că mulți dintre telespectatorii noștri să fie sens unic, să fie, nu știu ce s-ar putea rezolva, probabil că doar construcția vestitei autostrăzi dintre Comarnic și Brașov ar putea să rezolve oarecum, să preia din trafic și să... sau grosul dacă traficului referim, să se desfășoare pe autostradă. Dacă ne referim la asigurarea unei fluențe cât mai optime a traficului rutier, într-adevăr este necesară construirea unei autostrăzi, dar dacă ne raportăm la accidente, aș vrea să vă spun că din cele 6, 2 accidente s-au produs pe fondul indisciplinei pietonilor și atunci nu mai are legătură cu infrastructura rutieră, are legătură cu indisciplina pietonilor. E vorba și de vestitele pasarele? Pasarelele sunt montate pe drumul național, da, în localități, însă nu prea sunt folosite de pietoni. Sunt obișnuiți de ani de zile să traverseze neregulamentar. Noi am fost... Cât e DN1 de mare? Dacă merge un șofer și vede, nu știu, 5 oameni pe pasarele, cred că e un șofer norocos. Da, din păcate, așa cum v-am spus, nu sunt foarte utilizate aceste pasarele. Noi încercăm să determinăm pietonii în cadrul acțiunilor pe care le organizăm, să le recomandăm să folosească acele pasarele supraterane, pentru că este pentru protecția dumnealor. Viața lor în joc și, nu știu, poate și libertatea unui șofer, dar în primul rând e viața celui care traversează așa pe de-a dreptul, pentru că nu urcă câteva trepte și își ajunge acasă în siguranță. E dramatic. Nu știu, poate că vom trăi și zilele în care DN1 se va circula pe DN1 mai normal, în care nu vom mai vorbi de aglomerație, în care nu vom mai vorbi de nervi și de drumul morții 100 de kilometri aici, în Prahova. Da, poliția rutieră, să știți că este în asentimentul tuturor cetățenilor, practic, și pe noi ne interesează și suntem direct implicați în asigurarea acestei fluențe și a siguranței traficului pe DN1. Sperăm ca în viitor apropiat să se realizeze acele amenajări rutiere care vor conduce în mod cert atât la fluență cât și la reducerea numărului de accidente, consecințe grave. Să dea Dumnezeu. Domnule inspector, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc și pentru toate informațiile care ne-ați oferit și vă mulțumesc că și ne-ați liniștit așa într-o oarecare măsură. Amenziile nu sunt atât de mari pe cât au fost prezentate în presa centrală. E adevărat, cresc, dar cresc din cauza faptului că a crescut și salariul minim pe economie. Suntem obișnuiți cu acest lucru, s-a mai întâmplat să mai crească salariul minim și odată cu el și amenziile. Vă mulțumesc, domnule inspector. Și eu vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi în această seară. Ne vom revedea mâine seară la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!